Salutare! Tocmai ce m-am întors de la Berlin, unde am văzut o chestie foarte mișto și anume Planetarium Zeiss, ceva absolut fabulos, unde cei de la Zeiss își prezintă toată tehnologia. De ce am fost la Zeiss? Pentru că un telefon sau un flagship vine cu tehnologie Zeiss și vă spun că e ce trebuie când vine vorba de filmare și nu este un review plătit, dacă o să mă întrebați în comentarii. Aceasta este opinia mea sinceră despre noul Vivo X80 Pro. Arată fabulos. Cel puțin acest ansamblu de camere, ce să spun, e ceva fresh. Nu am mai văzut un ansamblu de camere atât de bine realizat. Este un telefon cu un design care pe mine m-a surprins. Mă duce oarecum cu gândul la OnePlus 10 Pro, dar se diferențiază clar față de toate telefoanele din, hai să spunem, gama Oppo, OnePlus, Realme și Vivo, pentru că toți împărtășesc același acționar, dar designul, vă spun, este total diferit față de ceea ce am întâlnit până acum. Poate doar această textură de pe spate este puțin mai aderentă, să spunem că îți dă o bună aderență atunci când ții telefonul și crede-mă că trebuie să ții acest telefon. Este măricel, dar nu atât de greu pe cât v-ați imagina. Are doar 215 grame. Ce spun acum, are doar 215 grame? Vă dați seama că în urmă cu vreo 10 ani cumpăram telefoane de 56 de grame? Acum cumpărăm telefoane de 4 ori mai grele, dar cumpărăm telefoane care se comportă ca o adevărată cameră video. Dar până ajungem la adevărata cameră video, hai să vorbim despre ecran, care este fabulos. Este prima generație sau primul telefon cu ecran LTPO AMOLED LTPO 3 pe care îl testez. LTPO 2 îl găsiți pe OnePlus 10 Pro. LTPO 1 parcă pe Xiaomi 12 Pro. Acest ecran este de 6,78 de inch. Este un ecran huge. Dar un ecran huge care te ajută să vezi foarte bine videourile, pozele și tot conținutul pe care îl stochez pe acest telefon. Este luminos, are 1500 de niți, maxim 1500 de niți este luminozitatea. Te gândești dacă este rezistent la apă și praf? Da, ei bine, este rezistent la apă și praf la 1 metru și jumătate pentru 30 de minute. Este acoperit oricum cu o folie de protecție. Dacă nu, o să vă cumpărați voi o folie de protecție. Are o folie de protecție pentru zgârieturi, pentru a evita zgârieturile. Deci, cam atât despre interiorul, exteriorul acestui telefon. În ceea ce privește puterea, pentru că încă vă țin așa în suspans pe partea de cameră foto-video, în ceea ce privește puterea, i-am dat un test și este cam același test, același rezultat pe care l-am întâlnit pe procesorul Qualcomm Snapdragon 8 generația 1, un procesor care mie nu-mi place absolut deloc, dar nu avem ce să facem. Ăsta este procesorul pe care îl regăsim pe toate flagship-urile existente în momentul de față. Prin Geekbench Mark mi-a scos 1200 de puncte pe 1290 puncte pe single core și 3431 de puncte pe multicore. Are 12 GB de RAM. Dacă nu vă ajung la cei 12 GB de RAM, o să intrăm puțin și eu să vă arăt. Puteți să creșteți cu încă 4 GB din memoria ROM, adică memoria de stocare a acestui telefon. Mai puteți să mai adăugați încă 4 GB virtuali pentru a crește puterea acestui telefon. Vine cu Android 12. Fantouch OS se numește sistemul de pe Vivo, pe Oppo este Color OS, pe OnePlus cred că este în continuare Oxygen OS și vă spuneam de acest ansamblu de camere. Este un ansamblu foarte interesant care este făcut în colaborare cu cei de la Zeiss. Sunt foarte recunoscuți pe partea de lentile. Și dacă tot v-am ținut în suspans în legătură cu ansamblu de camere, avem așa. O cameră principală de 50 de megapixel cu laser, autofocus și stabilizator de imagine. Pe stabilizare de imagine telefonul chiar performează și asta mi-a atras atenția foarte mult. Are o cameră, acel telefoto sau acel periscop telefoto de 5X, o cameră de 8 megapixel și mai are o cameră
telefoto dual pixel cu zoom optic de 2x și vorbim și de ultra wide, pentru că este foarte important atunci când vrem să suprimem cât mai mult dintr-o imagine sau dintr-un cadru, hai să spunem, dintr-un cadru, nu dintr-o imagine, te afli cu prietenii și sunt prea mulți prieteni, trebuie să ai un wide foarte mare ca să îi cuprinzi pe toți în poză. Tocmai de aceea avem o cameră de 48 de megapixel pe wide. Filmarea este până la, de la full high definition până la 8K. Pe partea de selfie-uri performează, deși dacă îți cumperi un astfel de telefon, nu ți-l cumperi să faci selfie-uri și cu siguranță ești pasionat de fotografie și filmări și vrei să ai cea mai bună calitate, iar dacă nu îți permiți să ai cu tine un aparat DSLR sau un mirrorless, să ai ceva care să te ducă spre zona respectivă. Și tocmai de aceea, hai să vorbim și despre selfie-uri, pentru că le postăm cu toții pe rețelele de socializare. Avem un 32 de megapixel pe selfie-uri și capabilitatea de a filma 4K la 30 de cadre pe secundă. Dar să intrăm și pe partea de filtre. Sunt foarte multe moduri pe care până acum nu le-am regăsit pe alte telefoane și asta m-a surprins la noul Vivo X80 Pro, ca să nu confundăm cu altceva. Haideți să vă arăt horizontal line. Vă duceți pe stradă, vreți să filmați ceva și nu mai sunteți atenți la încadrare. Ei bine, cu horizontal line această imagine rămâne nemișcată în funcție de ei. Practic, camera nu se rotește. Deși rotiți telefonul, camera nu se rotește. Mi se pare o chestie foarte tare, mai ales pentru cei care filmează foarte mult. Pe parte de foto, aveți modul Zeiss, Natural Color, un mod care scoate în evidență culorile naturale fără să intervină foarte mult asupra imaginii, cum se întâmplă cu inteligența artificială pe alte telefoane. Tocmai de aceea, când activați această funcție, ar fi bine să dezactivați AI-ul de la AI-ul telefonului. Revin și spun că mi se pare un telefon foarte reușit. Și nu, încă o dată vreau să spun că o să mă întrebați iar o să primesc acea întrebare: ai primit bani? Nu am primit bani. Și dacă primesc bani, o să pun un P acolo, pentru că este foarte ok să marcăm asta și să nu ne dăm gadget loveri și noi ne îngroșăm conturile pe spinarea voastră. Cam atât în ceea ce privește funcțiile camerei și nu se oprește aici, pentru că eu cu Andrei o să mergem săptămâna viitoare într-un trip unde o să folosim acest telefon și chiar o să încercăm să filmăm un vlog cu acest telefon. Este challenge-ul nostru, dacă putem să facem acest lucru cu telefonul X80 Pro de la Vivo, și o să vedeți și voi rezultatul, dacă merită, dacă nu merită, dacă este un telefon care vă duce spre zona profesională sau este un telefon average cu foarte mult marketing care nu-și merită bani. Eu spun că chiar dacă este 5.500 de lei, comparându-l cu alte flagship-uri din această marjă de preț, spun că merită bani. Îți spuneam și mai devreme, atunci când îți cumperi acest telefon, nu ți-l cumperi pentru designul lui, nu ți-l cumperi pentru ecranul lui, ți-l cumperi pentru acest ansamblu de camere foto pe care îl regăsești pe telefon. Foarte important atunci când ne achiziționăm un telefon este și bateria și încărcarea. Acest telefon mare, pentru că este un telefon mare, generos, stă foarte bine în mână, are o baterie de 4700 mAh, o baterie suficientă din punctul meu de vedere, iar dacă nu se pare suficientă, ai încărcare rapidă pe 80W, astfel bateria ta se va încărca de la 0% în doar 38 de minute, iar pentru cei care iubesc wireless, ei bine, am aici și încărcătorul wireless al celor de la Vivo cu acest telefon și îți încarcă telefonul cu 50W de la 0% în 50 de minute. Aveți și funcția de reverse charging. Dacă aveți foarte multe dispozitive care necesită încărcare, puteți să folosiți chiar acest telefon pe post de pad de încărcare. Prețul, vi l-am zis, este 5.500 de lei. Dacă merită sau nu, o să vedem în materialul următor, pentru că vă spuneam, vrem să vedem ce poate să facă noul Vivo X80 Pro și o să fiu foarte sincer, este primul telefon Vivo pe care îl testez. Este primul telefon cu Zeiss
Până acum aveam telefoane cu lentile Leica sau lentile certificate Leica, lentile certificate Hasselblad, acum avem și telefon cu, bine, avem, ei din 2020 au acest parteneriat cu Zeiss, eu acum am testat sau acum am luat spre test noul X80 și vreau să vă spunem părerea noastră sinceră, revin, nu este un vlog plătit, deci asta este părerea noastră sinceră, mulțumesc, aștept comentariile, like-urile, sugestiile voastre.